Dacă era cinstit și corect, public, nu pleca, stătea acolo și avea o față deschisă, avea o față de curaj, de întâlniri, de discuții, frumos. Hai, domnule, să vorbim. Dar așa, așteptați că vine în 10 minute. Era plecat, ușa bată. Asta numai de mândrie, de răutate, de să dovedească el că e centrul pământului și fără el nu se poate face nimic. Într-adevăr, pentru un moment nu se poate face. Pentru că este dracul. Dracul vechi ăsta, nu numai el. Așa de acum câteva luni, un an, nu. Asta e vechi, domnule, vechi. Și ei nu pot să se lasă de mână. Că socotind că ridic o biserică acolo, înseamnă ei a recunoaște martirii. A recunoaște tot în sfârșit. Acest mare eveniment al anilor 1948-64. Asta înseamnă biserica. Și atunci ei nu scapă, sunt mult la ei. Și m-am gândit la treburile astea, dar ei unii s-au gândit, știu ce.